astăzi avem o zi mai ușoară în concurs, pentru că trebuie să lăsăm sala pentru cele două spectacole ale Ateneului din Iași. Dar totuși, trei spectacole sunt programate astăzi. Mai întâi din Basarabia, trupa Ghioceie, apoi cei de la Cluj și cei de la Onești. Și după aceea o să anunțăm, ne întâlnim cu trupele. Sunt câteva care au venit azi noapte, trebuie să le dăm și tricourile și tot ce avem de întâlnit. Departe, mult după ce am adunat.
până când plaja devine o linie, iar oamenii sunt niște puncte. Mă întorc la țărm și când ies din apă, văd cum lumea fuge agitată de colo-colo. O barcă plină cu salvamare tocmai se pregătește să plece în larg. Sora mea plânge și îmi strigă numele. Sunt aici! Spun. Se uită ciudat la mine și continuă să-mi strige numele. Mă uit la mâinile mele. Sunt pline de riduri. Fug spre prosopul meu. Îmi scot oglinda din geanta de plajă. Și în oglindă văd fața unei femei de 80 de ani. Încep să țip și mă trezesc. Spune ce ai coșul de gunoi, iar eu am să-ți spun cine ești! Oricum o să fii pe YouTube. Te-am filmat la duș. Bine, îmi cer scuze. Nu, așa zis.
Te pui în genunchi. Lăsați-o în pace, dați hainele în coas. Să stai, răspunde mai întâi. La noi în clasă nu se curăște. La noi în clasă nu le furăm hainele. Altora și nu am gați în duș. La mine birou acum. Hai, încă o dată mai cu Vlada, că parcă nu le-a Când pare că totul a început deja și încerci să te prinzi care e faza. Asta explică de ce dorm tu în timpul orelor de școală. Dar e dreptate, mă, chiar e mai excitant așa. Normal că-i dai dreptate. E mai incitantă. A fost o perioadă când eu eram cea mai incitantă fată din viața ta. Când abia așteptai să ne întâlnim, să ne luăm în brațe, să ne sărutăm și apoi... Ți-ai pus aparat de tare. Exact așa. Direct în problemă. Mamă, ce-mi place cum gândești. Presupun că v-ați dat seama, dar simt nevoia să subliniez. Aceasta este o poveste despre doi băieți care iubeau aceeași fată. Sau mai simplu spus, doi proști care vor aceeași fată. Nu sunt fufă, ești o vacă geloasă. Ho, 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 Petru! Hai să ne calmăm, să păstrăm o tăia pentru actul 2, da? E o piesă într-un singur act, idiotul. Cum a fost și birea ta pentru mine. Păi și ce? Trebuie să facem în două acte. Dacă ne place și voi să mai vadă, mai improvizăm și noi ceva. Șata! Aș face o precizare. Este și o poveste despre cum se urăsc fetele. Dar nu te urăsc, dragă. Lasă că o știm toate. Noi și când ne iubim, ne urâm puțin. Bun, bun. Cu această vorbă de duh, să-i dăm drumul. Noi proști iubeau aceeași fată. Actul 1. O mică precizare, nu sunt prost, da? Ba, dacă îmi permiteți, și eu aș face o mică precizare. Noi. Și totul a fost, de fapt, mult mai complicat. Mi-am amintesc că a fost complicat. Trebuia să-mi spui adevărul. Cel mai complicat lucru pentru un tip. Da, mă, da, problema e că nici eu nu știu care e adevărul. Nu știe, deși nu-i prost. Iar hai să derulăm ca să-ți dai și tu seama. Seara de joi. Seara deasă de suflete care e destinele noastre. Creșteau ca iarba de primăvară. Iar eu te iubeam atât de mult încât te uitam, crezând că faci parte din mine. Și numai atunci mă mira când surâdeam și tu nu surâdeai. Sau atunci când șefuiam copaci de frunze, iar tu rămâneai lângă ei mai departe. E, aici ai făcut prima ta greșeală. Ai vrut să-l transform pe el în... Cum e ta fidelul?